Victorie senzațională pentru CSM Focșani în această seară împotriva lui CSM București, 30-26. Alături de mine este Dalibor Ciutura, antrenorul formației CSM Focșani. Dalibor, cum a fost această partidă? A fost un meci foarte greu de început la prima repriză. Am intrat mulți nervi, nu știu de ce. Am primit 19 goluri. Că echipa asta e nostru forte apărare și nu era normal. În vestiar am vorbit cu băieții, am fost de acord de începem din zero la repriza a doua și clar că sunt foarte mulțumit după am lăsat echipa CSM cu niște jucători foarte buni, doar 7 goluri am primit la repriza a doua și ce să zic, clar că puțin, am intrat cu puțin nervi prima dată de după mult timp în fața suporterii noștri, în fața focșanienii și asta victoria e pentru ei. A fost senzațional publicul și în această seară, ca de fiecare dată. Publicul de Focșani e fiecare dată așa, senzațional. Încă data a demonstrat că la, lângă echipa și la bun și, că e bun, și că e bine și că e rău și sunt foarte mulțumit. Care crezi că a fost secretul pe final de a câștigat? Am fost conduși cu 5-6 goluri. Da, am avut și din spate 6 goluri și la repriza a doua. Important că nu am pierdut capul, am avut încredere că se poate și s-a demonstrat la sfârșit o victorie foarte muncită, asta e adevărat, dar e o victorie. Am marcat 30 goluri care și eu, cum am spus, foarte mulțumit cu repriza a doua de cum s-a apărat băieții. Felicitări, Dalibor, peste 2 săptămâni jucăm la Buzău și apoi vine Potaisa aici. Da. În câteva cuvinte, te rog. Da, nu există. Acum se joacă tur-retur, cum fiecare meci e până la capăt, până la sfârșit trebuie să joci. Nu există, pentru mine nu există favorit. Poate că Dinamo e peste toți. Acum este moment, dar restul noi putem să batem cu oricine. Mulțumim mult, Dalibor, și felicitări pentru victoria din această seară. Mulțumesc. Alături de mine este Marius Ragea, apărătorul lui CSM Focșani. Marius, cum a fost în această seară împotriva lui CSM București? Victorie extraordinară. A fost un meci foarte, foarte greu. Ne așteptam la asemenea meci contra CSM-ului. O echipă foarte bine, foarte bună, care stă foarte bine în teren. A fost un meci de luptă. La minus 5, minus 6, sperai că veți reveni și veți câștiga această partidă? Sincer să vă spun, da. Suntem o echipă care jucăm de mult timp împreună, o echipă ambițioasă, o echipă care se luptă tot timpul și nu renunță până la play-ul de final. Marius, felicitări! Peste 2 săptămâni jucăm cu HC Buzău afară și după aia vine Potaisa Turda aici la Focșani. Noi vom trata fiecare meci cu maximă seriozitate și sperăm să câștigăm. Felicitări, Marius, încă o dată și baftă în continuare. Vreau să mulțumesc celor care au venit la sală, publicului în primul rând, care ne-a susținut prin clipele pe care trecem în momentul de față și le mulțumim pe această cale că e alături de noi tot timpul. Mulțumim, Marius, numai bine în continuare. Victorie senzațională a lui CSM Focșani împotriva lui CSM București în această seară. Alături de mine este antrenorul principal al formației CSM București, Eleodor Voica. Eleodor, cum a fost în această seară la Focșani? Aș putea spune că am avut două reprize distincte, diferite. Felicit pe această cale echipa din Focșani și noi trebuie să ne facem temele pentru mai departe. Ați avut 5-6 goluri la un moment dat. Ați crezut că veți pierde această întâlnire? Am văzut suficient de multe reprize în handbal, și românesc, și internațional, și nu m-a surprins faptul că am pierdut această partidă. Publicul de la Focșani, cum ți s-a părut în această seară? Într-adevăr, un public care cred că i-a fost dor de handbal, s-a văzut. Felicit pe această cale toată lumea care se află în jurul handbalului și se ocupă de handbal. Și aș începe cu publicul și, bineînțeles, cu ultimul om care îl considerați noastră că se ocupă și face parte din acest colectiv.
Mulțumim, Eliodor, și baftă în acest campionat. Mulțumim asemenea și noi.